Îmi găsesc greu cuvintele. Asemenea, momente de bucurie nu sunt poate întotdeauna foarte dese în viață, dar din fericire Dumnezeu e bun și ele există. Dați-mi voie înainte de toate să le mulțumesc. Noi ne apropiem în principiu de finalul de filmări pentru această stagiune. Încă nu, și oricum de la toamnă vom relua această emisiune cu ajutorul lui Dumnezeu, mai avem de filmat o ediție, dar de pe acum, de emoția bucuriei acestei ediții speciale, vreau să le mulțumesc tuturor, echipă, colegi, prieteni, public, tuturor celor care ne-au ajutat de-a lungul a 3 ani ca emisiunea, să vă amintiți, duminica, să devină o emisiune iubită de din ce în ce mai multă lume, spectatori și telespectatori deopotrivă. În mod special astăzi vreau să le mulțumesc doamnelor și domnilor din fan cluburile reunite, Angela Similea și Ovidiu Comornic, vreau să le mulțumesc pentru participare, pentru că au avut amabilitatea să fie alături de noi, cu flori, cu zâmbete, cu toate textele știute la fiecare cântec. Sunt impresionată. Vreau să le mulțumesc că o iau ca la teatru, da? Eu sunt actriță de formație, așa încât vedetele se lasă la urmă. Totdeauna vedetele apar ultimele pe cortină. Vreau să le mulțumesc băieților de la OK Band. Să le mulțumesc lui Gabriel Dorobanțu, Aurel Tămaș, Adrian Daminescu și nu în ultimul rând protagoniștilor emisiunii de astăzi, colegii mei, prietenii mei de viață, cei care vor rămâne alături de noi pentru totdeauna, câte la bine și la rău, până când viața ne va despărți. Ovidiu Comornic, nu fi trist, aici vino încoace și zâmbește. Tocmai vreau să spun, Ovidiu, ia vino încoace. Câtă modestie pe el și pe Angela, care se sprijină de băieți. Ia sprijiniți-vă voi de mine, așa că e mai bine. Deci protagoniștii emisiunii de astăzi, pe lângă toți ceilalți, sunt Ovidiu Comornic și Angela Similea. Le mulțumesc din suflet pentru prietenia cu care au venit la emisiune. Doamne ajută fiecăruia dintre noi să ne meargă bine în această vară, să ne revedem sănătoși la toamnă, la o nouă stagiune de emisiuni. Tu să vinzi o grămadă de CD-uri și de parfumuri. Tu să pregătești un spectacol de să nebunim cu toții, iar noi să venim cu toții la toamnă, atunci când va fi și se va face suficientă reclamă, iar eu vă voi bombarda de aici, de la înălțimea microfonului meu, să vă aduc aminte, să mergem cu toții, să o felicităm și să o ovaționăm pe Angela pentru 40 de ani de carieră. Da, dar artiștii au nevoie de bucurie, au nevoie de... De palme, da. Dar de palme bătute între ele, nu peste noi. Copiii mei, n-am cuvinte să vă mulțumesc. Așadar, doamnelor și domnilor, în această atmosferă plină de emoție reală, ne luăm la revedere de la dumneavoastră pe duminica viitoare. Vă mulțumim pentru atenție, pentru mesaje. Și dacă ne-ați criticat vreodată că noi invităm pe Angela Similea, astăzi sperăm că ne-a spălat păcatele. Uite-o! Mulțumesc frumos!